O persoană care se uită la un alt cuplu și vede un comportament care îi se pare ciudat, dar se uită dintr-un sistem de valori diferit, o să zică că relația aia de cuplu nu este ok. Atâta vreme cât ei sunt împreună, e perfect ok. Da? Și atunci, avem sentimentul că de fapt lumea nu este ok, că lumea suferă, că lumea nu se dezvoltă. Nu? Dar atenție, e o normalitate suferință. În modelul lor. Normalitate e o normalitate minciuna, e o normalitate să n-ai valoare, e normalitate să fii desconsiderat. Ai normalitatea, de aia și stau normalitatea respectivă. Că tu trăiești într-un alt model în care reprezentarea internă a normalității este diferită de reprezentarea celălalt internă, asta e deja o altă poveste. Și atunci ce faci? Tu vei judeca locul în care celălalt stă, modul în care este tratat, modul în care tratează și vei zice că nu este normal pentru că trăiești o altă reprezentare a realității. Și atunci, doi oameni care au reprezentări interioare asemănătoare vor fi împreună, chiar dacă, din punct de vedere al comportamentului, avem sentimentul că, de fapt, ceva nu funcționează. Ba da, funcționează pentru că ce e în interior este și în afară. Când ne uităm la un model din acesta disfuncțional din perspectiva noastră și noi zicem că este disfuncțional, el este perfect funcțional pe modelul ăla. Și funcționează perfect atâta vreme cât fiecare își satisface nevoia internă și fiecare este tratat după cum consider că este normal. Dacă eu în reprezentarea internă este normal să fiu tratat cu duritate, să fiu tratat cu desconsiderare, să fiu criticat, să fiu judecat, în acel moment, faptul că sunt criticat, sunt judecat în afară, sunt desconsiderat, e normal. Pentru că cum mă tratez eu în interior, așa mă las tratat și în exterior. Exterior. Și este o normalitate. Pentru că poziția pe care o ocup în spațiul interior, în raport cu toate arhivele de memorie pe care le-ai construit, care reprezintă biblioteca ta informațională, biblioteca ta de realitate, când o regăsești în comportamentul exterior îndreptat către tine, zici că aia e normalitate. Ăsta e și motivul pentru care e normal să fii sclav. Da? Că atenție, da. Avem o normalitate din spate de a fi sclav. E normal să fii la dispoziția celor care te-au creat ca femeie, ca bărbat, să ai relații sexuale la cerere. Alea sunt. Adică este o normalitate, e o cutumă care se poartă din generație în generație, care are în spate o rădăcină.